Știi ce am auzit? Am auzit o voce foarte interesantă. Ce ai auzit? Sună zi mai tare, că ne auzim foarte dificil. Am auzit o voce interesantă la voi la radio. La noi la radio. Meteo, era foarte special, un pic așa... Era o voce de fată sau o voce nu, de băiat? Nu, era un băiat. Un băiat? Da. Care avea o voce specială la meteo. Da. Și mi-a plăcut foarte tare și sunt curioasă cine e, pentru că tot ce a spus a fost ok. Adică n-a plouat când a spus că nu o să plouă. Aha. Stai așa, că vreau să-l aduc aici. Serios? Băiatul de la meteo cu voce sexy aici. Hei, băiatul de la meteo. Hai, vină cu acest. Andrei. Hai, Andrei. Aplauze pentru băiatul de la meteo. Hei, bună. El e vocea sexy, să știi. Bună, Andrei. Ce faci, Andrei? Uite, mă gândeam că o să mă dea afară, că ultima intervenție n-a fost despre meteo, a fost despre Delia aici, live în garaj. Și dacă tot e Zaf aici, sper să... Luni să vin la muncă, nu? Nu ești foarte coerent la ora asta. Păi, tu ești? Zaf, uite, vorbești la două microfoane. Ca să fim sinceri, asta e surpriza Deliei pentru Andrei, colegul nostru. Este cel mai mare fan Delia de la Europa FM. Îți mulțumesc din suflet. Și să știi că chiar îmi place vocea ta. Mulțumesc, mă. Uite, pot să-ți fac un promo. Delia, live, în garaj. Wow! Când e rece, când e cald. O să știi că dacă vrei să o întreb ceva pe Delia, acum e momentul. Mă, Delia, na, tocmai ai zis 3 ani au trecut, dar Ioana... Ioana? Da, eu nu cânt, deci... Are prieteni și Ioana. La tine cum e, plouă, ninge? El e băiatul de la meteo și e foarte curios. Faceți cunoștință, ei Ioana. După ce termină. Andrei. Este ai foarte... Ai zis Ioana, te referi. Aș, da. Nu Ioana? Ioana nu vine de la Ioana? Putem să vă lăsăm un pic, că e niciun problem. Nu, da, nu. Da, să știi că avem nevoie de Ioana în momentele următoare, dar după garajul ăsta, sigur, ia... Mă duc în spate. Vin ceva ploi, furtuni? De mâine, da. Bine, mersi mult, Andrei! Te pupăm!